Vă salută fratele Coracu și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din tutorialul nostru, o, da, seria noastră de tutoriale. vreau să mă apuc de YouTube și cum mă apuc de YouTube. În primul episod v-am arătat partea întâi și vă recomand să le luați dacă ajungeți la episodul ăsta, vă recomand foarte serios să luați de la primul episod și să vă uitați așa să, să petreceți un pic timp în ele, pentru că poate sunt chestii și pentru youtuberii care fac deja de treaba asta de ceva timp, sunt chestii pe care le-ați uitat sau chestii pe care nu le știați pur și simplu. În primul episod o să vă las link în descriere de la primul episod. Am făcut partea cu OBS, Streamlabs nu am făcut-o încă, o să fac separat pentru că e un program mult mai complicat, mi-a zis în comentarii acolo și apreciez că mi-a zis în comentarii partea cu streamlabs e mult mai complicat, dar e mult mai avantajos pentru gameri. O să fac un special, un clip special pentru Streamlabs și setările. V-am arătat setările de streaming cu bitrate, cu toate nebunile. Acum facem partea a doua, site-ul de donații cu abonări și cum le adăugăm în obiect. Da? Deci pentru astăzi o să vă arăt cum facem o alertă de donație. Da? Când primim o donație să apară pe ecran și cum creăm o alertă de abonare. Pentru că foarte mulți oameni au problema asta, nu știu cum, nu le merg, le fac ei acolo, dar nu le merg. Și cum ne adăugăm un obiect să se vadă și să ne arate în timp real, ok? Înainte să începem clipul, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, la Jigo sunt pentru că stă acolo foarte, foarte activ zilnic și pozez și mă și, și live-urile când fac. Haideți să-i dăm bătaie cu tutorialul ăsta Revenim în obiectul nostru mirific și avem aici ce am făcut ieri. Da, exact așa e cum am făcut ieri. Avem o imagine, e border ăsta pe care l-am pus aseară pe live. ok? Deci nu am făcut absolut nimic, am acelea setări ca data trecută de am pus imaginea asta. Seara la 3 dimineața am făcut un, un live, 2-3 dimineața cam așa, pe canalul de gaming și am acest cont legal la canalul de gaming. Bun. Acum vrem, o să, o să ascund ca să nu mai am lupul ăsta pe, Uh, pe ecran, deci o să ascund ecranul și avem programul. Vrem să facem o alertă de donații. Prima și prima oară trebuie să intrăm pe Google să scriem TypeStream și o să ne arate TypeStream Collect Tips while you're streaming. Linkul găsiți în descriere, ca să nu scrieți voi. Da, deci în descriere găsiți toate linkurile utile. Intrăm pe TypeStream și o să ne arate așa. Băi, what is going on? Putem să dăm start sau login. Avem aici mai multe variante dacă faci cu Twitch, dacă faci cu YouTube, cu Mixer. Astea sunt uh, platforme de streaming. Noi facem cu YouTube, avem treabă cu YouTube, alegem YouTube-ul, bam, mergem pe contul nostru, bam, eu o să fac de dragul tutorialului, o să fac pe un cont unde nu am nimic, adică cu Gaming, dăm înainte și am intrat în... TypeStream, site-ul nostru de donații, site-ul nostru de alerte. Eu pe canalul mare, trebuie să vă zic, eu prima și prima oară am lucrat cu Streamlabs. Făceam un OBS, dar lucram cu Streamlabs-ul. Mi se părea mie mult mai catchy, mult mai altfel. Toată lumea lucra cu, cu typestream eu nu lucram cu Typestream-ul. M-am mutat și eu la un moment dat pe Typestream pentru că o să, o să, vedeți, are câteva chestii care te ajută mult mai mult și sunt mai, mult mai fani. Dar eu încă, după 2 ani și ceva, am alertele pe canalul meu mare, alertele le-am făcute în Streamlabs. Adică eu nici măcar nu știu acum dacă vreau să, să le schimb, o, o să trebuiască să, să îmi reamintesc totul. Da. voi sunteți la început, așa că vrem să facem o alertă de donații și de abonare. Bun, în stânga, în partea din stânga avem dashboard, donații și transferuri, settings, avem cam tot ce ne trebuie în partea din stânga, da? Aici. Dacă episodul se meargă super repede, cred că o să vă arăt cum vă faceți și un gol, la? Un gol, vreți să strângeți bani pentru un monitor, pentru tasatură, pentru ceva și vreți să apară golul la pe ecran. Astăzi o să vă arăt și treaba aia. Foarte bine, ne ducem pe alert box, eu așa mi-am făcut de la început. La alert box, după ce am dat click, avem mai alert boxes, Nu avem nimica pentru că e contul nou. Trebuie să adăugăm un alert box widget. Dăm aici pe plus ăsta, îl denumim, în stânga sus aici aveți un pencil, îl denumim și o să spunem uh, donații și abonări. Ok? Bun. Apăsăm pe Save Widget odată ca să se salveze nebunia aia și apoi o să ne ocupăm de donații. Prima și prima oară la donații, ne ducem pe tabul de donații, aici ne facem donațiile. Foarte important e să aveți active, Activate Donation Alerts. De, deci voi puteți să faceți toate chestiile astea. Mi s-a întâmplat cu cineva, am, făcut, am configurat toată nebunia asta. Și era pe off, și omul băga și nu. băi, e, e pe off, n-ai cum, știi? Prima dată, haideți să facem o alertă, da? Bun, de donații. Avem activate donațiile, donați un message. ăsta e exact cum va arata aici, Anonymous has donated 10 euro. Noi vrem să zicem, nu știu, a dat șpagă. Bun, s-a dat șpagă 10 euro, vedeți că se modifică uh, în timp real, tot am camera peste, dar vă dați voi seama că sunteți deștepti, n-am vrut să o pun într-un col sau ceva. Noi aici avem câteva animații, câteva chestii ca să configurăm un pic asta, să, să nu pară așa foarte lame și o să trec foarte rapid prin ele. La dona uh, Donation Animation avem aici nouă animație, în uh, engleza mea de baldă, uh, Bounce Flip X. La fel, uitați, vedeți cum se schimbă aici? Noi să zicem că ne place Flip Y, ia. Bun, da, îmi place mie cum arată Flip Y, e super blană, bombă. Bun, vrem să vedem ce imagine avem. Puteți să vă customizați imaginea, adică cum mi apare mie căluțul la care dansează, l-ai făcut de mine, e, un pic de, de muncă la el. Dar prima dată lucrăm la început de drum, lucrăm cu ce ne dau ei. Ave, apăsăm click pe imagini și video, da, aici, și ne apare o imagine Image Gallery. Mamă, 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 câte avem aici. Sunt toate checii, da, la început de drum. Sunt toate checi, ca așa mi se pare. Ne ducem pe tabule 1, 2, 3, 4, avem aici, vedeți, asta o, o am și eu încă la 50. Uh, nu știu, hai să găsim ceva să n-aibă conotații sexuale. Uite asta. Deci am găsit o imagine, una de ne place nouă, da? O avem pe Lady Shakira sau cum dracu -o cheamă pe asta, Conicio Arigato uh, Care ne arată un semn de mai dă, bacinițele., Bun, avem imaginea. Am hai să ne un pic în sunete, da? În dreapta aici avem sunete. Hai să găsim un sunet catchy pentru donația noastră. Ia să vedem aici. Deci, deschidem, avem audio gallery și aici, ca Asta e, în dreapta aveți să le alegeți direct și în stânga, pe butonul ăsta, puteți să le dați play, să vedem. Ia să vedem ding dong. Uu, nu, 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 nu-mi nu place, nu-mi place. Nu-mi place, vreau ceva, uite, ror. Uh, roar, ia, asta trebuie să fie ceva urs da, asta, asta, sună ca și când ai primit o donație ceva puternic, da? deci o alegem pe asta, eu vă dau drept exemplu, bun, avem doamna asta care va, bun, ce facem acum? În dreapta avem donation sound volum. Aici eu vă recomand să o lăsați pe 100% pentru că o să vedeți că o să adăugăm în OBS și o să puteți modifica de acolo cât de tare sau de donația. Bun, lăsăm pe 100%, avem do -ă, durata donației. Asta e un sfat pentru voi când o să vă faceți donații customizate. Dacă o să vă puneți o melodie care are 10 secunde, cum am eu, m-am născut să fiu fenomenal, maneaua aia, la mine are 10 secunde. Dacă voi aveți 10 secunde la manea și aici îi puneți 15 secunde, ce o să se întâmple? O să înceapă alerta, o să cânte maneaua 10 secunde și apoi o să înceapă iar... Da? Prima variantă. O să înceapă iar maneaua încă 5 secunde sau dacă omul spune melodie, o să înceapă melodia peste alertă. Înțelegeți? Deci e foarte important dacă o să vă faceți sunete personalizate, vedeți cât are sunetul personalizat, 7, 10, 20 de secunde și să puneți aici la durata donației, la fel cât aveți acolo. Noi aici o lăsăm la 8, cum ne dă el. Dacă vrem să ne arate mesajul, cum avem aici, take my money de la Anonymous, Bifoma asta să fie bifată pe one minimum amount to show the message. Ăsta este cât minimum de bănuți ca să-ți arată mesajul. Un euro e minimul minimului. După ce am făcut toate treburile astea, dăm save widget și ne ocupăm de abonări. Da, foarte simplu, frate, foarte simplu. Mergem pe următorul tab la follows și aici avem abonările. Uite, după cum vedeți, avem activate follow alerts, da? e off deja. Deci noi dacă făceam orice făceam aici și o lăsam pe off, nu ne arăta asta. O activăm, foarte bine, și avem aici. Anonymous is now following. Aici e treaba aia, cum, cum, are fiecare. Cum are Jaxi, zici că e Jaxi la față. Cum are Imogen, care zice că e Kangur. Cum am eu, că ești Conax sau Jegos. Cum are Neveu, Tutuluș. Cum, a Asta e exact numele comunității tale sau oamenilor și poți să-i spui cum are Cosminel, sunt de exemplu, ia ea, ea a luat din raft. Nu e aici vrem să zicem, uh, nu știu, uite, tu ești pasionat de uh, mașini, da? O să zic numele, nu umblați la nume. E foarte, foarte important să nu umblați la nume la ce între paranteze lăsați acolo, da? O să zicem a dat un drift. Bam. Da? A dat un drift pentru că suntem pasionați cu mașinile sau a intrat în, în comunitatea noastră de mașiniști, cum vreți voi să zicem. Eu am, dat, am spus așa, a dat un drift. La fel, aveți follow animation, puteți să puneți la fel, o să punem flip Y ca să fie la fel așa cu donanțile. Follow sound volume la fel, 100%. Avem imagine, haideți să ne ocupăm de imagine la abonare. Bă, ce să ne, ne apare nouă la abonare, știi? Ce să ne apară? Uh, nu știu, vreau ceva mult mai catchy. Uite, e Asta. Asta pentru care are legătură cu mașini știu oarecum, adică mă e, e, înțelegeți voi. Aici avem durata alertei de abonare, aici nu vă recomand să treceți peste 10 secunde, eu vă recomand undeva la 5 secunde și o să o ajustăm un pic să vedem. A, pentru să, dacă, dacă se abonează mai mult sau, nu știu, ai un ride, ai 50 de abonări, ceva, nu o să mai faci absolut nimic pe live-ul ăla. Am făcut cam tot ce trebuia în mai puțin de 2 minuțele. Ce facem? Save widget și acum îl băgăm partea mai grea pe care nu o înțelegem mai multă lume. Trebuie să băgăm aceste alerte, trebuie să legăm alertele astea de OBS. Cum facem? În dreapta jos aveți aici Save and Launch, da? După ce am salvat aici widget-ul, adică ne-a salvat toată nebunia, avem Save and Launch. Când apăsăm click pe el, o să vedeți că va apare o fereastră ca asta, da? Unde nu e nimic. Ce trebuie să facem noi? Dăm un click aici, da, pe link, clic dreapta, copy și o stingem. Nu, programul doar fereastra aia. Intrăm în OBS-ul nostru și aici o să avem la surse, da, deci suntem pe scena pe care vrem să o adăugăm, la surse avem plusul și ne ducem pe browser. Browser, da? Și aici o să scriem donații și abonări. Bun. Clic OK și o să vă apară o fereastră ca asta unde un URL pus este defaultul. Noi aici ce trebuie să facem? La URL, ok, trebuie să ștergem tot și să adăugăm URL-ul de la un copia mai devreme. Am șters tot, click dreapta, paste și dăm OK. Și vedeți că avem un black box, cum ar veni, doar un chenar, unde ar trebui să fie donația noastră, da? Noi acum o să facem un test, să vedem dacă merge sau dacă nu merge. O să trag în stânga și de sus, mai mic, și o să simulăm o donație. Așa le testați. Deci, ați făcut asta mai mică, sunteți pe pagina de uh, TypeStream, da? ați făcut-o și pe asta mică și acum o să simulăm o donație. Da? O să vă arăt și cum să face treaba asta imediat, o secunde să le schimb între ele ca să vadă pe, pe filmare. Bun. În dreapta de jos avem Simulate a Donation. Băi, și ce sper eu să nu-mi intre și pe, pe, pe al doilea program de streaming, că dacă o să-mi și pe programul de streaming, o să aud foarte, foarte ciudat. Ne ducem în partea de jos și avem simulate don donațion, dăm click și o să dăm un euro, tata, da? Click! Bam! Anonimul s-a dat și pagă un euro! Nice stream! Bă, nu-mi place cum arată că s-a intercalat un pic acolo, așa că să-l măresc un pic să vedem dacă are legătură și mai dăm încă o dată, iar simulată donațion, un euro. Deci, ceva e în neregulă, da? haide să aflăm foarte bine că s-a întâmplat treaba asta pentru că poate vă loviți de ea. Ca să rezolvăm problema asta, trebuie să mergem pe tabul de donațiar și avem aici template adjustments. Dăm click pe el și o să observați, poate pe filmare nu se vede, în momentul în care ții mouse-ul asupra unei setări de aici, o să apară două dungi aici la verde și o să știi exact ce miști. Eu ce vreau să fac acum? Vreau față de mesajul anonimul să a dat și pagă 10 euro și take my money, ăla e mesajul donatorului, să las un pic de spațiu, da? O să le micșorez prima oară, pe amândouă. Prima dată, take my money, mesajul streamerului, donatorului, o să-l dau pe 80% și pe anonimul s-a dat șpag, o să-l dau 90%, da? Ok. Și acum vreau să creez un pic de spațiu între ele, pentru că poate să dea un mesaj, poate să aibă un nume mai lung, un mesaj mai lung. Și mă duc aici pe donator message translate Y și o să mă joc un pic în dreapta, cu el și o să-l duc, nu știu, 20% să zicem. Am dat pe 21%. Și avem un pic de spațiu. Acum, tot ce trebuie să facem e să dăm Save and Refresh, copiem iar linkul, sau o să vă arăt și o scurtătură după, copiem iar linkul, câte lângă cât sau clic dreapta, copii, mergem în obiect, dăm clic dreapta pe donații și abonări, proprietăți, sau o să meargă și dublu clic dar eu vă arăt ca la carte. Clic dreapta, proprietăți pe donații și abonări, ștergem tot ce se află aici, dăm cât V sau clic dreapta paste, ok și încercăm iar să simulăm o donație, 5 euro. s-a dat și pagă 5 euro, nice stream. Ei să vedem foarte bine. Acum trebuie să vedem și abonarea dacă merge. În dreapta lângă simulate donation avem simulate a follower. Mergem pe simulate și dăm... BAM! De fiecare dată când o să se aboneze cineva la voi, o să vă arate alerta pe care ați făcut-o voi. În cazul nostru, bam, Anonymous 2 a dat un drift. Încă o chestie micuță. Dacă vreți text to speech, aveți aici la donații text to speech, da? Trebuie să activați Activate speech for the donator message. Și aici vă puteți juca voi cu setările pentru textul to speech. Eu nu vreau text to speech deocamdată, așa că o să -l las dezactivat. Și cam asta a fost cu abonările și donațiile, da? Mai este timp, Haide să vă arăt și cum facem un gol. Cum configurăm un gol, vrem să strângem bonus pentru ceva. Bun, mergem în, tab, în partea din stânga al TypeStream-ului, mergem pe Goals. Și avem aici My Goals, Add a Goal Widget. Dăm pe plus Mergem și modificăm, foarte important, modificațiile ca să știți ce modificați pe viitor. Uh, scriem aici, nu știu, uite vreau să-mi iau un scaun gaming. Bun, eu o să știu că am strâns, ăsta e golul pentru scaun gaming. Dăm save widget prima dată și mergem pe nu layout, ci pe gol. La gol o să vedeți că vă arată type -ul. Followers, subscribers, donations, super chat. Adică dacă vreți să faceți gol, nu de bani, de aia abonați, puteți să faceți și treaba asta. Dar noi vrem pentru donații. Avem progressive message, adică acest mesaj. 80 on 100 și noi putem să punem aici între. Deci încă o dată important, nu modificați ce între paranteze cu amount sau să ștergeți parantezele sau spațiu. Da? Onul schimbăm din. Da? Că avem 20 de dolari din 100 titlu opțional, aici puteți spune voi pentru ce strângeți sau ce mesaj vreți voi. Eu vreau să strâng pentru un scaun gaming nou, îmi și recomandă pentru că am avut multe, multe goluri de genul. Am scaun gaming nou și vedeți că deasupra mi-a apărut scaun gaming nou. Acum, fiți foarte atenți pentru că vi se pot încurca comenzile, cea foarte, foarte important. Starting date. Deci, dacă eu am făcut un live asta și am primit 10 euro și vreau să fac un live de seară, da, trebuie să pun, dacă nu vreau ca cei 10 euro pe care am primit pe zi să se cuantifice la golul pe care îl pun eu seara, trebuie să pun ora când nu am primit donația adică după ce am primit donația, înainte de live sau exact în momentul în care am început live-ul, ca să înțelegeți voi mult mai bine. Și anume, astăzi suntem în 16 martie, deci 16 a treia. Mergem pe starting date, dăm un click oriunde aici pe starting date, vedeți că e martie 2020 și avem Monday 16, da? Aici este ora, este ora 2 după amiaza, așa că eu o să selectez 14 și 01. Da, o să pun un minut înainte. Ne-am selectat 1401, 0 pornim de la 0, vrem să strângem 150 de euro, nu ne trebuie ending date. Acum o să dăm save widget, save and launch și avem golul deja făcut acum de data asta dăm click aici, click dreapta, copy, îi dăm X, mergem în programul de streaming, ok? Mergem la surse, apăsăm pe plusul magic, browser, iar foarte important, browser, scriem gol, gaming, dăm ok și ne apare la fel cu OBS-ul unde ștergem URL-ul pe care ne l-a dat ei, apăsăm clic dreapta, paste, ok și ar trebui să ne apară golul pe ecran. Bun. Îl vedeți aici, scaun gaming nou, 0 din 150. Îl, îl, modificăm sau îl tragem, îl, îi dăm resize. Ținem clicul activat și îl mutăm unde vrem noi pe ecran. Să zicem că îl vreau aici. Uite, îl pun jos aici în dreapta. Apăsăm în partea cealaltă, lângă și asta e. Avem și un gol, avem și alerte de abonări. Uite, acum o să facem o situație, da? Haideți să vedem dacă golul ăsta chiar merge, vă. Ia să vedem. Merge golul sau nu merge golul? Adică o să dăm simulată Donation și dacă o să... Dacă o să meargă golul, banii pe care i-am strâns noi din simulare o să se cuantifice aici la Scaun Gaming, da? Haideți să dăm simulată Donation de 10 euro, ia să vedem. Bam! Uuu, Scaun Gaming nou, 10 goguți avem acolo! Bun, 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 deja ne-am început Uh, golul. Merge și golul, merge și abonarea, merge și donația. Acum dacă dați drumul la live, să știți că o să vă rămân așa 10 euro și voi nu aveți 10 euro pentru că ați făcut o alertă, o simulare. Așa că mergem iar în pagina unde am făcut golul, dăm iar save and refresh, luăm iar linkul, copii, mergem în OBS, pe Gold de Gaming, click dreapta proprietăți, da? Da, de să vă arăt aici. Click dreapta proprietăți. Ștergem tot. Dăm cât v sau click dreapta paste. Ok. Și a luat-o de la 0, puteți vedea că e pe 0%, da? Deci acum merge, nu-i mai dați simulare pentru că o să vă cuantifice niște bani pe care nu i-ați luat. Guys, și cam asta a fost și pentru clipul de astăzi. Pentru clipul următor o să avem cum să faci un thumbnail Editia PewDiePie adică ca să înțelegeți voi PewDiePie a făcut un videoclip și multă lume nu înțelege engleza sau îi se pare foarte greu să nu înțeleg unele chestii și automat o să uh, fac aceeași același proces eu. E foarte foarte simplu și o să vă arăt cum să faceți un thumbnail de acolo am învățat și eu nu e ceva creat de mine nu e ceva de la mine doar o să traduc să zicem o să vă arăt cum a făcut PewDiePie o să fac și eu și apoi o să avem setări cameră web în OBS, cinematic look, look plus luz. Asta sunt niște setări foarte, foarte super pentru că nu se vadă spălăcit totul. O să vedeți că o să fie super tare. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. În comentarii important dacă nu vă merge ceva, dacă aveți nevoie de ceva anume, dacă vreți un tutorial, nu știu, orice, scrieți-mi în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult dacă dați share clipul ăsta, poate ajută și pe altcineva. Like ca să știu că vă place ceea ce fac ne auzim la data viitoare, boys!